Începând de astăzi, punem la dispoziția tuturor pensionarilor din România un formular relativ simplu prin care să solicite caselor de pensii ceea ce noi am solicitat Guvernului României să trimită oricum tuturor pensionarilor din România, și anume buletinele de calcul pe baza cărora s-au emis aceste decizii de recalculare. Problema națională în momentul de față este că pensionarii au primit niște decizii de recalculare în care figurează niște puncte despre care nu au de unde să știe dacă sunt corect sau greșit calculate, și în loc să primească o scrisorică din partea guvernului cum că pensia minimă rămâne nemodificată, ar fi trebuit să le trimită mai bine aceste buletine de calcul. În lipsa acestor buletine de calcul, pensionarii pot presupune că ale lor decizii de recalculare sunt corecte sau sunt greșite. Bine, la unele e evident că sunt greșite, dar fără aceste buletine de calcul, toată lumea își dă doar cu presupusul. Ar trebui să știe pensionarii României care a fost calculul din spatele fiecărui luni și a fiecărui an de contributivitate sau a stagiilor necontributive și asimilate, pentru ca mai apoi, în cunoștință de cauză, dacă e cazul, să ia decizia de a da în judecată casa de pensii. Le amintim tuturor pensionarilor că au 45 de zile din momentul comunicării deciziei de recalculare pentru a merge în instanță, dacă oricare dintre ei consideră că calculul cuprins în decizia de recalculare este greșit. Așadar, un formular simplu pe care ar fi putut să-l pună la dispoziție și Casa Națională de Pensii, dar în cazul dânșilor atât s-a putut. Așadar, îndemnăm orice pensionar din România să ceară buletinul de calcul pe baza căruia a fost realizat calculul și deci s-au emis deciziile de recalculare cu cifrele cuprinse acolo, pentru a înțelege dacă acel calcul este greșit sau este corect. Astăzi primim pensionari în Parlamentul României. De altfel, este a doua întâlnire din seria audiențelor săptămânale în Parlament, unde ascultăm direct pensionarii privind problemele dumnealor, le arătăm sprijin juridic, iată cum este cazul acestor formulare, dar și împreună cu ei punem la punct soluțiile necesare. Reamintim de asemenea că USR a depus o lege încă din sesiunea parlamentară trecută care să repare aceste inechități care acum, iată, ajung să fie recunoscute și de guvernare. În această săptămână și săptămâna viitoare cerem dezbaterea lor în comisiile din Senat. Reluăm cererea către Guvernul României de a activa un call center, o linie telefonică unde pensionarii să poată suna, să găsească întrebări la răspunsurile de care au nevoie în momentul în care se uită la decizia de recalculare. Unde vor fi găsite aceste formulare? Cum intră pensionarii în poziția lor? Le publicăm pe toate paginile noastre de Facebook și evident le vor găsi și pe pagina de internet a USR-ului în cel mai scurt timp. Cum vedeți declarația Ministrului Muncii, care a spus că au făcut dreptate această lege pensionarilor? Această lege își propunea să elimine inechitățile din sistemul de pensii și am atras atenția atât noi cât și sindicatele din momentul publicării proiectului, dar înainte al adoptării legii, că în timp ce într-adevăr elimină niște inechități, acest proiect de lege creează alte noi inechități și că peste câțiva ani de zile vom vorbi probabil despre o nouă nevoie a unei noi legi a pensiilor care să elimine inechitățile din sistem create de această lege din 2023. Din păcate, realitatea ne dovedește că am avut dreptate.